Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Cunoștințe despre alergările de viteză, startul greșit, respectarea culoarului de alergare și probele din concursurile oficiale. Tema se adresează clasei a 6-a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3.2, aplicarea constantă pe parcursul activităților a prevederilor regulamentare în condițiile adaptării acestora. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri și aruncări. În clasa 6-a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice atletismului, alergărilor, cuprinde elemente din școala alergării, alergarea de viteză și alergarea de rezistență. Conform programei școlare clasa 6-a, alergarea de viteză cuprinde startul de jos și lansarea de la start, pasul alergător de accelerare și cunoștințe despre startul greșit, respectarea culoarului de alergare și probele din concursurile oficiale. Să ne reamintim comenzile startului de jos. Pe locuri, gata, semnalul de plecare, fluier, bătaie din palme, pocnetul pistolului de start, etc. Startul de jos în competiție, comanda pe locuri. Starterul va trebui să se așeze astfel încât să aibă control vizual complet asupra tuturor concurenților în timpul procedurii de start. Starterul de rechemare este obligat să oprească cursa dacă observă orice încălcare a regulamentului. Pe locuri. La comanda pe locuri, starterul poate observa așezarea corectă a degetelor în spatele liniei de start și incorrectă, greșită, când acestea sunt așezate pe linia de start sau după aceasta. Evident, degetele trebuie așezate în spatele liniei de start. După verificarea poziției participanților la comanda pe locuri, starterul trebuie să verifice că toți alergătorii sunt nemișcați în poziția comanda gata, înainte de pocnetul pistolului. Pentru aceasta este ajutat de către starterul de rechemare. La comanda gata, concurenții ridică bazinul fără să miște mâinile și picioarele de pe bloc start. Urmează apoi semnalul de plecare. Cunoștințe despre startul de jos greșit. După ce a luat poziția completă și finală, atletul nu va începe mișcarea de plecare decât după pocnetul pistolului. Dacă după părerea starterului sau a starterului de rechemare el începe mișcarea înainte, aceasta va fi considerat un start greșit. În cazul folosirii unei instalații de cronometraj electronic, de îndată ce starterul aude semnalul acustic, va opri cursa și va examina timpii de reacție pentru a confirma care atleți sunt responsabili pentru startul greșit. În exemplul prezentat putem observa că pe culoarele 1 și 5 nu au fost concurenți, nu sunt înregistrați timp de reacție. Atleții de pe culoarele 2 și 6 au greșit startul, timpii de reacție au fost sub o zecime. Atleții responsabili de un start greșit vor fi descalificați și un cartonaș roșu-negru împărțit pe diagonală va fi ridicat în fața acestuia sau acestora și respectiv în fața culoarului culoarelor. În acest caz, concurentul de pe culoarul 8 a greșit startul. I s-a arătat cartonașul roșu cu negru. În situația în care startul a fost anulat din cauza unor factori perturbatori externi, străini, de exemplu un fluier, zgomot puternic, etc., se va arăta tuturor atleților un cartonaș verde pentru a le indica că niciun atlet nu a comis un start greșit. Haideți să urmărim o cursă de 60 de metri care s-a desfășurat în final fără doi dintre atleți, aceștia fiind eliminați din cauza startului greșit. Comanda pe locuri, mâinile în spatele liniei, tălpile lipite de bloc start, comanda gata, se ridică bazinul și unul dintre atleți a greșit startul, a existat un semnal de rechemare,
Starterul de reche mare se consultă cu starterul și verifică timpii de reacție. Așa cum am amintit, aceștia nu pot avea o valoare de sub o zecime de secundă. Aparatul se află exact lângă starter. În final, culoarul 6, concurentul de pe culoarul 6 este eliminat. Procedura de start se reia fără concurentul de pe culoarul 6. Comanda pe locuri. Aceleași reguli trebuie să fie respectate. Apoi comanda gata. Și se observă cum, din păcate pentru el, a greșit startul, concurentul de pe culoarul 8. Ajutorul de starter nici nu se mai deplasează să consulte timpii de reacție. Acesta era exact alături și îi arată cartonașul roșu cu negru concurentului de pe culoarul 8, care este eliminat. Pentru a treia oară se reia procedura de start pe locuri. Gata. Comanda gata, se ridică bazinul. Și de această dată startul este corect. Vom vedea un alt exemplu de start greșit în proba de 400 de metri în sală. S-a observat concurentul de pe culoarul 3 a anticipat startul și a fost eliminat. Respectarea culoarului de alergare în probele de viteză. Lățimea culoarului de alergare este de 1,22 m. În toate alergările disputate pe culoare, fiecare atlet va păstra de la plecare la sosire culoarul care i-a fost atribuit lui. Această regulă se aplică, de asemenea, oricărei părți dintr-o cursă alergată pe culoare. Iată o listă de probe care se alergă numai pe culoare. Când atletul aleargă într-o turnantă sau pe marginea care marchează partea interioară a pistei, nu va avea voie să calce sau să alerge în interiorul bordurii sau a liniei de turnantă. Iată câteva exemple, linia de turnantă. Haideți să urmărim două exemple de probe în care participanții respectă culoarul de alergare. Proba de 60 de metri în sală, participanții respectă culoarul până la sosire, până la linia de sosire. În schimb, în proba de 400 de metri, în care turul are 180 de metri, respectiv 200 de metri, iată, prima turnantă, participanții sunt pe culoarele care le-au fost atribuite, linia dreaptă, urmează a doua turnantă, după care atleții ocupă o poziție cât mai favorabilă pe culoarul 1, urmând ca turul 2 să fie parcurs pe culoarul 1. Probele din cadrul alergărilor de viteză sunt grupate în alergări de plat, alergări de garduri și ștafete. Materialele filmate au fost realizate în sala de atletism Ioan Soter, București. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.